Este perioada optimă pentru lucrările agricole desfășurate de pomicultori. Pentru o livadă sănătoasă, specialiștii din Direcția Agricolă Olt vin cu o serie de sfaturi extrem de utile fermierilor care au pariat pe astfel de culturi. Suntem în plin sezon de tăiere a speciilor pomicole care se află pe raza județului nostru. Se execută lucrările de tăiere și fructificare în uscat. Aceste tăieri au rolul de a crea un echilibru între creștere și fructificare. Ideal ar fi ca toți fermierii să facă aceste tăieri cu oameni specializați. Toaletarea pomilor fructiferi, una dintre lucrările obligatorii, are ca scop corectarea creșterii, astfel încât resursele naturale să fie cât mai bine valorizate. După tăiere urmează alte operațiuni, spun specialiștii. Este ideal să se facă o stropire cu produse pe bază de cupru. După această stropire albastră, ideal este să facă și o îmbăiere cu un ulei. Acest ulei ideal este să nu intre în combinație cu stropirea albastră, adică să nu-l combine și să se facă la o diferență de 10-12 zile. La nivelul județului Olt, cele mai mari suprafețe cu livezi sunt ocupate cu pruni, meri și caiși.